Salut, pare din Republica Moldova și din România. Suntem în 7 martie 2021. Suntem în orașul Chișinău, centrul Republicii. Mergem înspre sudul Republicii și aici am mers și pe la un târg cu diferite produse în parcul Alunelu. Mă interesează ca totdeauna mierea. Bună ziua! Bună! Uite, aici avem și păstură, și polen, miere. Cum merge vânzarea? Merge, eu le-am. Merge. Întreabă lumea, nu? Să mergi mierea. Da, da, da. O zi bună? Da. Mergem și pe la alți articultori, am luat-o aici la rând. Miere, ca să spun așa, mai mult polifloră, pentru că salcâmul știm cum a fost anul trecut. Lumânări. Să mergem aici, am văzut un stand foarte frumos cu lumânările. Bună ziua, doamna! Bună ziua! Da, cum vă numiți? De unde sunteți? Mi-mi spune Zaiță Volga, reprezint compania Happy Candle, eu le produc, le meșteresc, suntem din Anenii Noi. Foarte frumoasă! Exact lumânările care am mai prezentat eu, că le producem și noi, din ceară pură, ceară naturală. Da, din ceară naturală. Da, 100% ceară, domnul. Da, când e căldură și așa. Ce... Nu, îi trebuie 65-70 de grade pentru ca să fie asta. Trebuie să încălzim. Vânzare bună. Uite și aici un stand frumos. Lumânări diferite, da, cumpărați, nicio problemă. Mergem mai departe. Aici alt stand, mere cu cătină, miez de floare. Uite așa, aici alt stand. Vă salut, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Domnul Miron, da. Cum merge vânzarea? Foarte bine, cananii cei buni. Da, păi mierea e puțină, mierea din anul 2020. Munca multă, mierea e puțină. Asta este. Mulțumesc. E, uite pe aici pe cine îl văd. Domnul Petru Sacara. Vă salut. Bună. Cum merge vânzarea? Vindem cât se vinde. Cât putem produce, atâta vindem. Așa e, așa e. Nu rămâne în stoc, pentru alt an nu mai rămâne. 100 de lei. Vânzare bun, domn Petru. Petru Sacara, care nu-l cunoaște, este un producător foarte bun de regine din Republica Moldova. Au în posesie aproximativ 1000 de stupi. O stupină destul de mare, în mai multe locații. Diferite produse, uite cum ar fi și levănțica și diferite chestii din levănțică, iar miere aici. Uite aici un prieten, domnul Andrei, vă salut! Bună ziua! Bună ziua. Cum vânzarea, cum miere merge? Merge foarte bine. A, dar uite ce miere de salcâm ai. Da. 100% că nu-i 2020. 2019. E, ce să mai vorbim. Câte sortimente de miere, domnul Andrei, aveți? Avem 3, de tei, de salcâm și de flori. O polifloră avem. O polifloră, da. Și ca prețuri, uite o polifloră, jumătate de kilogram, 50 de lei. Da, echivalentul a 12,5 roni, să spunem și în roni, pentru că ne urmăresc mult din România. Salcâmul 80 de lei, jumătate de kil, asta ar fi 20 de roni, jumătate de kil, 40 de roni, kilul. Acestea sunt prețurile aproximative din piață. Și teiul avem 130 de lei kilogramul, echivalentul a 42 de roni. Da, nu, nu 42, 32 de roni. 32 de roni, da. 32 de roni. Vânzare bună, domnul Andrei. Vă salut, mă bine. Aluni, migdale,
produse de olărit acolo. Mierie, multe standuri, dar să spunem așa, nu multe sortimente, pentru că asta este foarte puțină și s-a produs. Chiar și în centrul Republicii și în sud, din cauza seștii care am avut-o, destul de puțină miere s-a produs. Și avem aici Rifero, hai să vă spun și cu firma Rifero. Este o fabricuță privată care produce dulciuri pe bază de fructe uscate și miere de albine. Doamna Nina, ocupată doamna. Domnul, vă salut. Ia spune-o și cu producția asta. Spune două cuvinte. Produse naturale, produse în Republica Moldova, toate, tot ce crește în temeleagul noastră, noi acoperim în ciocolată și bucurăm clienții noștri cu dulce. Inclusiv miere de albine. Și acum, inclusiv miere de albine, miere naturală. Și acum, ca să mă laud, în toate ciocolata asta care se vede, este introdusă mierea din Stupina Gheorghe Mitrigan. O zi bună la toți! Adică sunt niște clienți ai noștri care ne cumpără o cantitate semnificativă de miere din stupina mea. Adică aproximativ la fiecare două luni și jumătate, aproximativ 500 de kilograme. Cam uite așa, am vrut să filmez și un târgușor și în Republica Moldova cum se organizează pe timp de pandemie. Nu știu care o mai fi și distanța socială aici. Lumea poartă măștile fără nicio problemă, dar ca distanța socială, nu știu dacă mai... Bine, în fine, o zi bună la toți, vă doresc și încă o dată pentru Doamne sănătate multă, că suntem în preajma sărbătorilor de 8 martie. Sărbătoare de 8 martie, sănătate multă la doamnele noastre și să vă avem alături totdeauna.